în aceeași problemă de câteva ședințe. Folosim același articol din legea administrației publice locale și facem propuneri pentru nou președinte de ședință pentru ședința aceasta, da? Da. Domnul consilier Cărnu Brașu. Propun ca președinte să fie Dogariu Marea. Da. Stați un pic așa, ca să vă pun. Lista cine spune? Propun. Cine e următorul? Este următorul. Era Ciobănașu, care am înțeles că și tot eu ca după listă, nu? În ordinea analfabetică... Puteți să consiliu dacă votează. Da, dacă e așa, că ai văzut. Dar se vede prea multe lumină. Da, vrei, nu vrei, tu ești. Mai cum vrea să spui și ședința trecută, dar e ta. Asta s-a mers. N-am cămașă, n-am nici la mea. Am voie așa, dați-mi o cămașă, ca l-am făcut. Suntem începe ședința oricum. Suntem în majoritate și două treimi și putem discuta. 11, da. La unde de revie buget. 50%. Trebuie să discutăm proiectul ăsta... Nu. La ordinea de zi. Sau după aia să punem la vot procesul de evaluare de zi? Ședința anterioară? Având în vedere că a fost prea de vreme, nu a avut timp să facă și îl stabilim. Asta e extraordinar. Doar nu prezintă ordinea de zi. Hai mă la ședință. De ce nu l-ai sunat pe domn vice? Da. Păi da, n-ai știut, băi. Alo? Da? Vedeți în poate. Hai. Ce-a rămas în proiect de hotărâre privind țină liniște, vă rog. Domnul președinte, fă liniște. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017, inițiator primarul. La 2, proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 70 din 25-10-2016 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei său. Inițiator primarul, la trei probleme diverse. Da. Și hotărârea, prima hotărâre, nu? Proiectul de hotărâre amânat. Care? Planul de bază al comunei Iasău, care nu s-a rezolvat la ultima ședință. Poți fi amânat, dar nu l-a adus? Amânat din ordinară pentru extraordinară. Da, extraordinară. La mine și trebuie produsul de sigur. Dar e sigur, problemele și la mine. Și primul proiect de hotărâre privind numirea președintelui ședinței. Da, l-am gata, l-am asemnat. L-am asemnat. Care e primul? Primul e bugetul local. Nu, dar vă propun ca proiectul pentru planul de bază, care a fost anulat la ordinară, n-aveam normal când în două zile să discutăm despre el sau să-l vedem, să-l anulăm pentru ședința ordinară de luna viitoare. Da, luna asta. Sau din luna asta, dacă am luat în aprilie. Da, sunteți de acord? Da. Modificarea s-a scos asta, da? Avem și un invitat, doamna Lilia Simona. Rămâneți la ședință sau aveți să vă exprimați? Nu, doar... Asistat la ședință. Nu, vreau să-mi exprim. Atunci dacă nu aveți nimic împotrivă, doamna să ne spună ce... În primul rând, bună ziua! Majoritatea dintre dumneavoastră m-a mai văzut. Sunt Brile Simona, locuitor al comunei Iasău. Am văzut ședința de joi și de aceea m-am gândit că astăzi, dezbătând bugetul, ar fi bine să vin să-mi exprim părerea despre ceea ce s-a discutat în ședința de joi. Este vorba de Clubul Iasău. Domnule primar, vreau să mă adresez în deosebit dumneavoastră. Nu sunteți în totalitate factorul de decizie, dar aș vrea să mă adresez dumneavoastră, deoarece ați participat și domnul vice, în afară de cei doi consilieri care și-au trimis reprezentanții și le mulțumesc.
ați participat la șezătoare organizată de noi. Și ați văzut cam în ce condiții noi am făcut această șezătoare, adică nu în condiții, cam deranjat toată școala, da? Când puteam să avem și noi o sală unde să facem asta. Gândiți-vă că în comuna Său sunt două ansambluri care duc tradiția satului Său, duc portul, duc obiceiurile, numele Săului dincolo de granițele țării. Și vă rog să luați seama de lucrul ăsta. Foarte puține comune mai sunt în țara asta care s-au organizat să facă acest lucru. Dați-ne oportunitatea să ducem mai departe asta, nu pentru noi, domnule primar și domnilor consilieri, ci pentru nepoții dumneavoastră, pentru copiii noștri, pentru că unii dintre consilierii de față au copii care știu că fac activități extrașcolare și care îi duc la Comănești și la Comănești este cum este Palatul Copilului sau cum se numește acolo. De ce să nu vină alții la noi, dacă noi tot avem această construcție? Într-adevăr, este mare suma pe care am auzit-o, dar dacă este bine voință și dumneavoastră, supuneți la vot să cumpărăm acest club, nu cred că nu putem ajunge la o sumă care să ne-o permitem. Mai ales că terenul de sub acest club este al primăriei, da? Și atunci, dacă aducem un evaluator ca să ne dea un preț corect, îl punem în față domnului vânzător, atunci ajungem. Am văzut că este dispus să îl o eșalonăm în timp, bine, nu ne ducem, nu facem credit de 25 de ani, dar totuși, dacă am văzut că domnul este foarte deschis, da? Și atunci am putea să ajungem la un consens. Este unul dintre motivele care aș vrea să vă gândiți la achiziționarea acestui club. Al doilea motiv ar fi copiii noștri, care vreau să vă întreb, domnule primar, unde este biblioteca acestei comune? La școală. Există o sală de clasă, scrie bibliotecă, avem o bibliotecă. Stați un pic să ne înțelegem. L-a întrebat fix pe domnul primar, hai să vedem ce să termine doamna, domnul primar îi răspunde și după aia fiecare adaugă ce are de spus. Așa? Deci există o bibliotecă în cadrul școlii. Biblioteca a fost transferată la, tot din lipsă de spațiu, transferată la școala nouă. Da. E o sală amenajată cu rafturi, ca avem lumea. În schimb, vă dați seama ce regim, ce program de lucru, ce regim de lucru poate să aibă biblioteca comunală într-o clasă de școală, de asta, care și școala are programul ei, care școala se închide la o oră care nu mai permite. Tocmai de asta postul de bibliotecar n-a fost ocupat cu ideea că vom găsi o soluție odată să putem muta biblioteca. Domnule primar. Ea aici a fost, sus la, da, la etaj în club, era biblioteca Cămilului Comunii, era biblioteca Sindicatului Minier. Când ne-am mutat jos, s-a făcut o triere. Era după evenimente, ne-am mutat și de jos la școală, o altă triere. Da. Oricum, volumii sunt destule, noi și fondul de carte, în funcție de fonduri, l-am mai îmbogățit. Pentru ce, domnule? Pentru ideea că va trebui cândva să aibă un spațiu și să aibă un program, să aibă cine să ocupa de treaba asta. Eu vreau, ați văzut și la prima intervenție a mea într-o ședință anterioară, că am pus foarte mare accent pe educație. Suntem toată țara, nu numai noi ca și comună, consider că suntem la un nivel inferior cu educația. Avem atâția copii dotați, supradotați, copii cu un potențial deosebit de mare. Haideți să-i ajutăm. Avem nevoie de o bibliotecă, sunt copii foarte buni, care părinților nu își permit să le cumpere, să dea 20 de lei pe o carte. Avem copii care părinților nu își permit să tragă un internet, că nu au. Deci nu au. Da? Și atunci, de ce să le tăiem aripile copiilor ăștia care peste ani ne reprezintă comuna, ne reprezintă pe noi ca oameni? O să vină nepoții dumneavoastră. Domnul vice, eu am înțeles cu aveți. Păi și dacă copilul este de la ora 8 la ora 12 la școală, la cursuri, cum să se ducă el la bibliotecă să citească dacă la ora 12 se vine școala? Stați un pic ca să înțelegem. Domnul consilier,
haideți ca să ne înțelegem altfel. Să ne spună doamna Drilea cât are să așa ne spună. Să spun, și da, după aia vă înscriți la cuvânt ca da, să ne putem înțelege. Da, că m-am uitat și la ședință și nu am înțeles nici pe mine la ședința trecută. Poate vorbesc mai mult, vă cred. Eu vreau să mă scriu. Da, nu. Să vedem când își termină doamna. Doamna Drilea, continuați. Mulțumesc. Eu sunt foarte bucuroasă că eu încă cum cuzesc Marian. Da, știu. Și o să încerc să lucrez la asta. Da, mai am. Lăsați să nu duceți pe doamne. Vreau, sunt copii care poate și-ar dori părinți, normal și părinți. Și vreau să vă, să vă spun că peste ani, poate nepoții dumneavoastră, domnule viceprimar și a dumneavoastră consilierilor, o să treacă pe stradă și o să vă salute și o să vă mulțumească pentru, domnule, uite, unchiul meu sau bunicul meu sau, eu știu, ruda mea, a participat cu un vot, a făcut o bibliotecă, iar eu, datorită lor, am putut să ajung cine sunt, pentru că totul pleacă de jos, de la cei mici. Ei, lor, dacă nu le implementăm, nu-i ajutăm. Degeaba avem profesori buni, degeaba avem o școală, dacă ei nu au, ei, pe lângă, într-o oră de curs, nu au putere, nici profesori și nici copiii, poate să mă contrazică doamna profesor, de a acumula toate informațiile. Și atunci, haideți să facem o sală, adică să facem. Mă gândeam la clubul ăsta că are mai multe săli, putem să-i dăm mai multe întrebuințări. Deci, în afara faptului că aceste ansambluri își se duc și își facă activitatea pe banii lor, pe munca lor și unde pot, pe în sala de clasă, la ei acasă, pe stradă, pe terenul de fotbal și ăla când așa, pe izlaz, eu știu pe unde, este jenant să avem așa valori și noi să nu avem habar, să nu ne intereseze pur și simplu. Deci nu ne interesează de ei. Nu e nicio problemă. Sunt sub dumneavoastră acești oameni. Și sunteți responsabili de ei. Deci vreau ca să vă implicați, să faceți ceva ca să luați acest club, pentru că este foarte important și foarte bun pentru comună. Este din punctul meu de vedere și să știți că eu am mai stat de vorbă cu o grămadă de cetățeni, are mai mare întrebuințare și folosință și însemnătate clubul decât partea asta unde doriți să achiziționați. Doamna Drilea, stați un pic, pe mine ca să vă opresc. Nu, vă rog frumos. Domnul consilier, vă rog să nu mă întrerupeți. Președintele comisiei și alte. Doamna Drilea, stați să ne înțelegem. Dumneavoastră interveniți într-un proiect de hotărâre care s-a aprobat de majoritatea Consiliului Local. Este o părere pe care mi-o dat, nu interveni nimic. Puteți să ne sugerați, dar nu vă dați cu părerea vis-a-vis de la vot. Stabiliți care și cum consilier. Este o hotărâre și acum se poate interpreta cum vreți. Dumneavoastră ați venit să ne țineți o pledoarie vis-a-vis de club. Nu. Ca să vă ajut, am dezbătut două ori înainte să veniți bugetul. Avem fix 300.000, nu domnul contabil, 300.000. Atât, da? Și se cere pentru el 350.000 de euro. 350.000 de euro. Un lei ar veni 1.500.000, da? Nu? Deci sunt bani vei ca să... Deci tot bugetul nostru pentru cheltuie. Atât ni s-a alocat pentru ca să existăm. Plus 3 miliarde. Nu, domn primar. Atât ni s-a dat pentru anul ăsta. Având un excedent de anul trecut, dacă vreți să stați până la urmă să vedeți ce s-a întâmplat pe el, dacă nu, eu vi-l dau. Și o să vedeți că nu ne rămâne nici măcar să ne peticim cărarea care merge până acasă. Că sunt provocări diverse. Vreți un pod? S-au alocat pentru el 4-5 miliarde și nu se termină. Spuneți, dacă ne-ați venit să ne spuneți, puteți să rămâneți cu noi la ședință. Nu vreau pod, că nu vreau pentru mine. Așa. Deci eu nu am venit să cer ceva pentru mine. Am înțeles. Vă rog să nu confundați. Ne-a spus punctul de vedere despre bibliotecă, despre da, club, dar... Da, eu nu am venit să cer nici bibliotecă, nu. Nici club sunt, pentru sunt mine, nici drum, da. Nici nimic. Eu am venit să vă spun, pentru că eu sunt în acest ansamblu și noi ca și oameni funcționăm și numele acestei comune îl ducem și numai noi știm cum, da?
și am venit să vă fac, nu să vă cer, că eu nu vă cer nimic, dumneavoastră nu-mi dați mie nimic și nici nu faceți pentru comună. Nu fac pentru nimic. Eu, dumneavoastră, dacă erați la ședința trecută în care eu am participat, am spus și repet și acum, nu voi intra niciodată în politică, nu voi intra niciodată ca și consilier sau viceprimar în această primărie, nu am niciun scop și niciun țel, decât că vreau ca comuna asta... Ce vi sugerați? Doamne, dar vă rog să spuneți ce sume. Nu am ce sume să spun, pentru că nu negociez. Atunci vă zic, vi-l spun eu. Eu am venit să vă aprobui 15 miliarde și ăsta era 2 miliarde 400. Era. Care e cu terenul. Domnul Vice, haideți să vă spun. Eu am participat. Ăsta e bun de 15 miliarde și ăla nu... Eu nu am spus. Lăsați să vă dea o replică și acum spuneți din nou. Vreau să vă spun că eu am depus dosar pentru participare la licitația acestei clădiri, da? Această clădire pleacă de la suma de 6 miliarde 800. Iar evaluarea este pe risc grad de risc de 3,42, dacă la Cluj de cât e, dacă știți. Da. Cum? La Cluj de cât e evaluarea? Nu am făcut. Păi tocmai atunci... asta vreau să spun. De asta nu... spun. Eu am venit să vă fac propunere, pentru că am auzit în ședința următoare că domnul vrea să vândă clubul și mi s-a părut normal ca un om, în afara că dumneavoastră nu ați fost să întrebați cetățenii, domnule, eu i-am sugerat domnului primar să faceți un referendum, este foarte important. Aveți impresia că nu analizăm situația clubului? Nu. Și atunci de ce îi spuneți până aici? Nu analizați, pentru că chiar dumneavoastră, la care nu am așteptat, că aveți voi copii care faceți extrașcolar cu el, vă duceți la Comănești, ați spus din capul locului, eu oricum nu votez pentru. Este părerea dumneavoastră, nu. Asta am spus, da, punct. Domnul Consilier, eu am început prin a spune că acest club, că suma este foarte mare, am și spus, dar ea poate fi negociată. Și am spus că nu voi vota pentru 1 miliard. Pentru 15 miliarde. Da, normal, este păi mare. Ce spune? Eu nu am spus să dați 15 miliarde, domnule. Asta am spus și eu. Dar să știe care e valoarea. Exact, el a venit și a spus normal, dumneavoastră, dacă vindeți, normal să spuneți o sumă. V-ați făcut o părere, da? Haideți să vă spun. Vă propunem altceva, ca și cetățean. Și o să, cu siguranță, să nu mai vadă și altcineva. Anulăm tot din lista de investiții. Toate o băgăm pe foc. Și cumpărăm club. Este problema dumneavoastră. Păi și atunci, nu știu ce vreau să fac. Vreți să vă citesc din lista de investiții care vreți să o punem cu domn primar, cu aparatul de specialitate și noi încercăm să cădem de acord? Domnul Consilier, eu nu v-am spus să puneți lista pe foc și să cumpărați club. Nu avem așa bani, dar cu ce să cumpărăm? Eu am venit să vă sugerez și am și spus că... Păi și cu ce, domnul, cu 15 miliarde? Doamna Drilea, cu ce bani? Știți de ce? Pentru că să înțeleagă că eu... Astăzi, în calitate de președinte și colegii consilieri, noi nu vrem clubul. Da. Aia e foarte fals. Știți ce? Ba da, și noi ne este batem foarte cap... adevărat, pentru că dumneavoastră ați afirmat că nu-l vreți. Nu, cu, nu cu 15 miliarde, mă, uitați-vă din nou. Nu asta a spus. Uitați-vă, doamne. Dar nu are rost să avansați o cifră. Noi căutăm soluții. Suma este avansată de către domnul, de la 350 de mii de euro. Aici în cap negocie. Exact. Ca în cap de vorbim de pierdere. Exact. Ca să ne apropiem de discuții. Vorbim de clădire ca și mijloc fix. Sigur, orice consilier și orice cetățean al comunei a său își dorește să avem un club categoric. Dar o propunere că ar fi bine să vă gândiți la acest club, nu să luați mâine și să puneți pe foc toată. Este adevărat, domnule, de asta facem. Dumneavoastră vă contraziceți singure. În ședința trecută a strigat sus și tare, mă scuzați. Vrem acoperiș la școală, că plouă în școală, că stăm bani așa, vrem asta, vrem poduri, vrem... Trebuie și asta. Așa, și investiția aia care a făcut atâta tam-tam cu 2 miliarde 400, așa, a spus că nu a acceptat. Și acum strigați sus și tare că acceptați 15 miliarde clubul. Doamne, Doamne, dumneavoastră erați foarte ofensată că dăm bani. Asta spune domnul Vici. Bun, am înțeles. Nu ați considerat necesar că la fel poate oferi pentru cele două ansambluri, dans, oră, expoziții, facem și acolo s-ar fi putut, că nu era discuția cu acest club, acum au apărut, da? Dar atunci nu susțineați, acum 2 luni de zile. Acum ne sugerați de aici să deduce faptul că dumneavoastră faceți lobby pentru cineva în Consiliul Local. Absolut, asta e. Despre asta e vorba. Nu ați răspuns
fac formația. Atunci mai continuați și... Mai am o doleanță pe care vreau să o luați în seamă. Este vorba de baza sportivă a acestei comuni. Analizăm și asta. Cum se cheamă? Stadion. Terenul de vorba care oricum stă închis și nu are nicio folosință. Mai joacă copiii. Mai joacă. De ce nu faceți ca să... Avem, uitați la școală la Său. Copiii cum? Nici n-au teren de... Da, vor atât. Exact. Știți ce am putut face? Uitați la buget. Acum nu s-a aprobat. Deci atâta l-am fărâmițat și am putut să scoatem 100.000 de lei pentru teren. Crezi că facem ceva cu el? Nimic. Am luat ce? Uite, vă promitem, domn primar sau cine s-o ocupă din aparatul dumnealui, o să întocmim un proiect de hotărâre ca să supunem la vot plugul, da? Dar și după aia să continue. Păi nu, să vedem că până una alta trebuie să treacă de o treime, de două treimi în consiliul local. Și după aia discutăm mai mult despre acel club. Să vedem de unde mai luăm bani, că o să vedeți că ne-a rămas un excedent bugetar, după ce îl împărțim tot, ne-a rămas, nu știu pentru ce, o fi rămas 50.000, domnul Lombard. Domnul Lombard, vreau să mai are niște bani în ședință, v-am auzit că spuneați că aveți niște bani acolo, nu știu. Păi vedeți ce îți iese din ei. Am pus pentru investiții la podul, în punctul care și dumneavoastră analizează, am pus cu mare greu 400.000. Am pus... 400 domnul Marian, hai, domnul Marian. Și dacă vreți să asistați la dezbaterea bugetului, să vă dați seama. Nu am venit, domnul Marian, consilier. Dumneavoastră ați tras o concluzie foarte pripită și greșită. Eu nu am venit să vă impun să faceți ceva. Am venit în ideea... Sugestia mea, pentru că clubul ăsta este bun pentru asta. Domnul Vici. Am înțeles. Stai, și-o ridica mâna doamna Florina. Spuneți, doamna Florina. Eu o înțeleg perfect pe doamna și vreau să-i mulțumesc, pentru că din câți cetățeni are comuna sigur. N-a venit nimeni niciodată. Deci toată lumea preferă să stea acasă și să-ți reproșeze de ce n-ai făcut. Dar n-a venit nimeni niciodată în ședință să zică, uitați-vă, pentru comuna Său, mie mi se pare că ar fi o soluție bună. De asta eu chiar vă mulțumesc și vă felicit pentru curaj. Doamna, n-are rost acum să ne certăm și să-i reproșăm că a venit în ședință. A venit și a spus dorințele oamenilor. Noi am înțeles dorința referitoare la club și nimeni din ședința trecută nu s-a opus. Deci când a venit domnul Angheluță, toată lumea a spus, este într-adevăr o idee bună pentru comuna noastră, dar trebuie să chivernisim banii ăștia ca într-o familie. Avem nevoie și aici, și aici, și aici. Și dacă cumva găsim suma respectivă, eu sunt sigură că orice consilier de aici votează pentru club. Sigur. Deși noi avem copii și într-adevăr ne confruntăm cu problema aceasta și eu aș fi prima care ar spune da, ca să nu duc copilul în altă parte. Deci, din partea mea, aveți toată stima. Și n-are rost să sărim acum și să sărim așa. Deci am înțeles care sunt doleanțele dumneavoastră, sunt foarte corecte și dacă există o portiță de rezolvare, fiți sigură că o să o deschidem și o să facem lucrul acesta. Și vreau să vă mai zic ceva referitor la bibliotecă, că eu mi-am notat, v-am lăsat să vorbesc și mi-am notat pe hârtiuță. Într-adevăr, copiii nu pot accesa biblioteca comunală, pentru că, așa cum ați spus, programul școlar se termină la ora 14 și ei nu mai pot intra. În schimb, în cele două școli principale ale comunei există biblioteca școlară, care funcționează separat de biblioteca comunală. Și copiii și procură cărțile, deci baza de carte de care au nevoie la vârsta asta copiii, o au aici, în biblioteca școlară. Și ei se duc, există un program tot la fel făcut pentru ei și mai ales în pauza mare care durează 20 de minute, copiii se duc și accesează cărțile de acolo. Sau la sfârșitul programului școlar, când au lista de lectură suplimentară, copiii se duc acolo și își au cărțile fără probleme. Deci din punctul ăsta de vedere nu... La mine nu la asta m-am referit, că nu au de unde să-și ia. Era vorba că, cum eram, eu când eram, aveam biblioteca la școală, ne duceam după ore, era doamna Merluștă bibliotecară și consemnam acolo, adică ne făceam tot felul de referate, comentarii, ne uneam 3-4, făceam o chestie, știu că asta se făcea înainte de clasa. Ba da, să știți, domnul Budacă,
Deci eu cu colegii mei, înainte de examen de clasa 8-a, țin minte că înainte cu 2-3 luni stăteam acolo până după amiază la 4 și făceam comentarii și le făceam împreună, le cream. Așa este. Deci la noi, la biblioteca școlară, există spațiu, au calculator, acolo este un spațiu amenajat unde copilul poate să stea, să-și conspecteze. Trebuie să vă mai spun ceva, nu știu dacă ați remarcat, copiii noștri de astăzi s-au schimbat. Deci foarte puțini copii mai sunt ca dumneavoastră să stea la bibliotecă să conspecteze. Asta nu înseamnă că noi nu avem datoria să le amenajăm în spațiu. Dar eu vă rog frumos să veniți la noi la școală, la bibliotecă, și cred că puteți participa și la Batea, să vedeți că au un spațiu chiar frumos amenajat. Și ei pot participa acolo. Biblioteca comunală cred că se adresează mai mult celorlalte vârste. Categorii. No. Deci copiii de școală de acolo. Eu atât am vrut să spun. Vă mulțumesc. Da, și eu mulțumesc. Da, domnule. Dacă se poate să ascultați și părerea domnului Codin. Doamna Drilea, am înțeles că ați mulțumit la cel puțin doi consilieri din cadrul Consiliului Local pentru potrivirea reprezentant la acea șezătoare dumneavoastră. Da. Vreau să vă întreb cine a fost organizatorul și inițiatorul acelei șeze dumneavoastră. Ați invitat un consilier în afară de cei doi? Da, eu am spus domnului primar să vă invite. Uitați, eu sunt președintele Comisiei de Cultură și noi nu am primit această invitație. În afara publicității pe Facebook, care am făcut-o eu, văzut-o pe Facebook. Eu numele dumneavoastră și numele nu dar le știu normal, personal. Dar normal și corect ar fi ca atunci când se face o acțiune la nivel de comună al său, ca să reprezenta comună al său acolo, ar trebui invitat și consiliul local. Să știți că eu am invitat atâta timp cât domnul vice, domnul primar, poliția a fost prezentă și reprezentanții domnilor consilieri, care unul dintre noi nu este aici și nu este. Nu ne puteți reproșa că nu am participat la acea zi. Așa ați început, mulțumesc celor doi. Eu am mulțumit domnul consilier, ceea ce înseamnă clubul comunei al său, noi până în 97 am avut în administrare la Ieme Comănești și implicit al sindicatului minier Comănești. Noi la timpul respectiv l-am donat comunei al său. Adresă oficială, nu știu dacă mai pot să fac rost astăzi de acea adresă, comuna s-a refuzat luarea în primire cu titlu gratuit, să numea, al acestui club. S-a vândut, s-a făcut ce s-a făcut. Atunci s-a vândut la 300 și ceva de milioane, nu știu dacă mă exprim bine, ca și mii lei. Țin minte, era valoarea unui apartament în București. M-am mai spus-o și repet. Astăzi am, astăzi. La ședința trecută i-am propus domnului Angheluță să fie, să ne dea o sumă legată de un apartament cu 3 camere în București și noi vom accesa, nu să punem club. Noi asta știți ce înseamnă un club, ca să stăpânim un club din ăsta și vă spun încă o dată, repet, niciun consilier de aici nu va fi împotriva achiziționării unui club sau să construim de la început. Da. Înțelegeți? Deci nu încercați să acuzați că acest consiliu local nu este de acord. Așa, nu știu. Eu am venit și m-am rugat. În primul rând m-am adresat domnului Cimaș și a spus și după aia domnului. Dacă aveați un pic de răbdare, putea să vă uitați în lista de achiziții și vedeați că acest club este trecut pe lista de achiziții. Eu, tocmai de asta, încă o confirmare, domnul Marian, că eu nu am știut că este pe listă, deci nu puteți să mă acuzați că fac nu știu ce jocuri. Deci eu am venit ca văzut ședința, eu urmăresc, pentru că mă interesează situația acestei comune și tocmai de asta am văzut ședința, am văzut ședința și am spus că vreau să vin să ascultați și omul din afara acestei ședințe. Eu vă felicit pentru asta. Domnul Vici și domnul Costel. Vreau să spun și domnul... Corect, dar după ce terminăm noi, așa e. Vreau să termin și eu. Fie cum a început doamna să spună pledoaria, cam așa rezultă. Da, așa și eu. Eu chiar spun că probabil tonalitatea asta e legat de tonalitatea. Și să mai știți un lucru. Orice cetățean al comunei a său are posibilitatea să vină la o ședință de consiliu local fără nicio problemă, dar nu trebuie să deranjeze. În ședința trecută, când președintele va spune ceva, trebuie să vă subordonați. În ședința trecută atât deci nu puteți trece peste președinte. Nu puteți trece peste președinte. Chiar că asta e regula. Am înțeles. Mesajul domnului dacă aveți. Nu, zic, în ședința trecută doamna a venit cu o listă întreagă de dolianțe care le are. Mai am, așa. Sunt sigur, foarte bine. Și era vorba tot de bugetul comunei, care nu era votat și nu se știa nimic de buget. Și acum a venit să ne propună să accepte. Nu s-o înțeles bine. Domnul Puiu, Eugen. Vreau să-i spun doamnei Drilea că vine la ședințe și îmi pare bine că vine la ședințe. Îmi place să vină informată. În sensul în care pe site-ul primăriei
la transparență decizională apare proiectul de buget. Putea să vă informați de acolo și v-ați poate datele de care aveați nevoie și putea să vedea câți bani au fost alocați. Să vă răspund, da. Eu sunt un cetățen al acestei comuni care nu are internet și acces la internet, care nu știe să mă îndoiesc. Mă îndoiesc că mai înainte mi-ați spus mie că trebuie să vă spuneți. Păi cum vine asta? Nicodim, mai înainte v-am întrebat de invitație. Că și telefonul care l-aveți. Știți ce, o transformăm într-o judecată. Dar nu asta e problema. Eu sunt un cetățean tocmai. Nu am venit aici nici să vă critic, nici să mă informez. Eu am venit... Încă o dată, repet, ca să înțelegeți, am venit cu o propunere a mea, a cetățeanului din afara conducerii acestei comuni. Tocmai acest aspect, vreau să spun. Păi, tocmai, eu n-am de unde să știu. Apar proiectele care vizează activitatea comunii și acolo puteți veni la primărie. Dacă nu aveți internet, puteți veni la primărie. Vă informați, faceți propuneri în scris la doamna Sorina. Doamna Sorina le prezintă Consiliul Local și... Asta sună ca să nu mai vin la ședință. V-am spus de la bun început, chiar îmi face plăcere să veniți. Și au venit și alte persoane, nu m-am plăcut. Deci, trebuie cât de cât documentat, pentru că, cum spunea domnul Dogariu, noi ne-am întâlnit de la ora 12 și ne-am bătut cap în cap cu sumele care avem. Asta bugetul. Este treaba dumneavoastră. Păi e treaba noastră, dar ca să împăcăm, ca să putem împăca pe toată lumea, pentru că dumneavoastră veniți și spuneți, vreți clubul. Domnul Ungurașu, ca și consilier, în zona de la Lunca, acolo, are probleme cu apa. Intră apa prin... La Ciobănuș nu este apă, pe apa să... La Ciobănuș nu este. Deci fiecare loc are o problemă anume. Vă dați seama că bugetul, am avut un excedent bugetar destul de bun ca să putem și plomba și pe aici și pe acolo. Noi am fost un grup de consilieri, am fost și la Bartea, acum două săptămâni, la Bartea, să vedem ce se poate face acolo unde intră apa de obicei când vine mare. Nu chiar atât de simplu. Revendicativ, așa de a veni în ședință și a spune vrem aia, trebuie să fim și realiști că trebuie să existăm. În primăria trebuie să reziste cu mare. Înțelegeți, doamna Adrilea, de ce se întâmplă asta? Oamenii au văzut ce ați spus dumneavoastră pe bună dreptate. Când se va încheia anul și se trage o linie și Doamne ferește, n-am putut lua club, o să zic că uite, vezi tu, femeia a auzit și nenorociți ăștia n-au vrut să aprobe treaba asta. Deci asta e foarte falsă, pentru că v-am spus de ce am adoptat înainte să știm despre club, că dacă nu adoptam o hotărâre în ceea ce privește clubul. Am adoptat o hotărâre, dacă oamenii aia ne trimite executorul sau banca, domnule, asta e suma. Ne-am exprimat majoritatea Consiliului, care reprezintă toți oamenii până la urmă, că de oameni am fost aleși și am ajuns aici. Trebuie să ne ținem și de proiectul ăla, să-l ducem. Nici nu știu dacă o fi o sumă mare, cum ați spus, chiar nu să-l putem lua nici pe ăla. Și pa, asta e. Și dansăm pe unde mai putem. Pentru că vă spun, atât ni s-au alocat bani, fix cât să existăm, plus 300 de mii, 3 miliarde vechi. Ce ai putea să faci când comuna asta, uite așa, e distribuită în 70 de părți? Avem jumate din comună mai bine, nu e alimentată cu apă curentă, nu avem canalizare, nu avem... Adică, fix lucrurile care... Nimeni nu contestă că nu trebuie și spațiu pentru dansuri și pentru asta. Dar gândiți-vă că noi asta e, nu avem infrastructură în comună. Și-a fost ideea, așa cum v-am spus, apare un semn de întrebare undeva, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră dezaprobați foarte tare achiziția imobilului de peste drum, pentru că are jumătate, cu două treimi din Consiliu și-o dat acordul. Deci acolo nici mie îmi scapă ceva, mai pierdut undeva. Cum e posibil să fii supărat că bugetul nu poate suporta 2.400.000.000, dar nu știm la ce preț ne vom întinde aici. Așa am considerat noi atunci, de acolo am plecat. Bunii răi, de asta poate pe viitor să vă dau o lege și să spună, domnule, Consiliul Local nu are voie decât oameni cu studii superioare. Deocamdată ăștia suntem și încercăm, sunt sigur că fiecare încearcă să facă ce e mai bun. Dar în momentul în care ați aprobat și ați votat pentru această clădire, era infrastructură și apă în cele două comune? Păi nu, dar am plecat, am plecat de la... Dar era vorba de preț. Lăsați, domnul Budan, că nu avem niciun preț la căminul ăsta, ce tot trageți? Doamne, dar aveam un primul preț. Domnul, nu aveam un preț la clubul ăla, dar aveam un preț la complex. Cum n-aveam și la complex? Eu am spus, în momentul în care am adoptat hotărârea cu privire la complex, nu aveai nicio ofertă, nici nu știai cât de are clubul. De asta doamna asta ne-a întrebat. Doamna ne-a întrebat de ce nu de la canalizare. Și am zis că nu poate să... Ba da, ne-am gândit și la canalizare tot timpul. Și ne gândim mereu, da? Nu are rost să ne certăm. Dacă mai aveți să ne spuneți ceva. Nu, deocamdată atât. Eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim și ne cerem scuze, să știți sincer. Nu e nicio problemă, așa e că sunt mai mulți. Dar asta nu e o problemă.
aici nu ne cunoaștem, aici ne reprezentați pe noi ca oameni în sat. Dincolo suntem, avem alte relații, nu? Deci eu am venit și am spus ceea ce gândesc eu și numai eu. V-am spus, eu am intrat în acest ansamblu și am cerut părerea celor care formează acest ansamblu și mi-au spus, chiar am vorbit cu doamna Camenea, zice, ar fi nemaipomenit să avem și noi un loc unde să ne desfășurăm. Nu vă contestăm, doamna, nu vă mulțumesc, eu nu am venit să vă cer, nu am venit să vă impun. Tonalitatea un pic am așa să fiu auzită peste toți bărbații ăștia, trebuie să țin. Doamna Trilea, până una alta să dea domnul să-l putem lua pe amândouă, dar eu vă garantez că dacă o să putem lua unul sau dacă o să putem lua pe ăla, așa cum acolo s-a făcut nunț cu 200 de persoane, ar fi putut, chiar dacă nu era clubul, ar fi putut să-l transformăm chiar și într-un camin cultural. Nu, vă doresc succes și dacă îl luați, eu vreau să-l luați, dar să îmi promiteți acum că sunteți înregistrat, că ne faceți o sală pentru noi, pentru ansamblu. Absolut, să dea domnul, dar să nu pățim cu mult, domnul primar, să nu putem lua niciuna. Da, chiar așa. Sigur, asta se va întâmpla. Nu, dar până la urmă aici e pe preferinții. Unii cu clubul, alții nu înțeles nimic din ce. De ce? Vă rog să mă ascultați. Să batem monedă pe 150 de miliarde, 300 de miliarde, cât mama dracului. Deocamdată nici nu există, decât că a scris un individ care vrea să-și vândă un bun și să aibă un profit foarte mare, ca orice om, care când se culcă seara, zice, dăm, Doamne, nu i-am, Doamne. Așa. Deci până să stabili un preț, mai sunt niște pași. În asta ați încercat să faceți exact ca situația unui examen. Ca să câștigi un examen, trebuie să te prezinți la el. Al doilea, trebuie să mai știi și carte. Deci ați venit cu primul punct, că solicitați și n-ar fi rău să putem să achiziționăm acest lucru. Puteți să achiziționați, repet, și această clădire, dar să ne faceți o sală care să fie a noastră, adică a noastră. Haideți să vă propun ceva, chiar dacă vorbesc în numele Consiliului, nu știu dacă vor fi de acord, da? Numai așa, să vă spun. Haideți să facem o propunere, domnul Angelus, așa cum ieri a propus un coleg consilier, să zic că, domnule, să ne-l dea cu 3 miliarde și noi îl cumpărăm mâine. Puteți face lobby în sensul ăsta? Uitați, noi o să încercăm să adoptăm o hotărâre din Consiliul Local. Sperăm să treacă. Dar nu ai temeiul, îți trebuie expertiză. O să încercăm să treacă. Nu există să poți să arunci banii mult. Nu, expertiza. Fără o expertiză. Domnul primar, la felul cum arată clubul ăsta, poate să ceară 30 de miliarde, că e justificat. Și nu, dar având în vedere poziția în care s-a aflat. Și dumneavoastră sunteți agitați așa, în condițiile în care s-a stabilit. Dacă va fi să ia, să face o comisie de consiliere și dacă nu se ajunge la o concluzie, nu se ia, doamne. Nu vi-l bagă nimeni pic. O să vedeți că o să avem... Și atâta agitație și atâta... O să fie un proiect de hotărâri. Așteptăm să treacă și atunci o să stabilim. Și eu sper că dacă o să dea la un preț corect, o să-l avem până în vară. Dar domnul Angheluț stabilește dacă e de acord sau nu. E a lui. Pentru că în condițiile... Da, dar primării și primăria poate să facă în condițiile, legal niște lucruri care să forțeze să dea cu preț mai mic. În condițiile în care... În condițiile în care se negociază, se stabilește. Încă o dată, ce bateți dumneavoastră monedă, că ideea mea, că e a lui Titirichi, așa, nici nu voi face parte din această comisie. Iar dacă se va ajunge și se va negocia, fiți convins că dacă apelăm la rectificarea din iulie la Consiliul Județean și noi am avea ceva bani, poate obținem să acoperim. Dar tot a fel, poate obținem, că nu e nimeni sigur nici pe buzunar. Că la un moment dat poate îi băga Batista și unde-i scos-o, nu-i mai ai. Ne acceptăm degeaba, nu ce răspunzi, o păsim oameni. Da, atunci trecem la ordinea de zi. Domnul primar? Da. La vot. Care e primul? Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local, venituri și cheltuieli pe anul 2017. Având în vedere că noi am studiat toate comisiile, ne-am primit aici. Tu, domnul Pavel, ne-am pus în comun acord. Dă cineva citire proiectul așa cum l-am propus și ne-am Nu ne-am umblat, sigur că da. Și noi când l-am plămădit, o fost domnul. Și eu aprobăm să nu aprobăm, că nu pierdem vremea. Păi exact, cum ne știți că sunt umblat? Da, citire, da. A zis că am... Dacă greșesc, domnul Pavel, mă corectați. Din ce am reținut, că modificări multe nu au fost. Și dacă discutăm din vista de investiții sau din investiții? Prima parte. Total de 2335. Da.
din care au fost dispuși unde am luat? Am luat la capitolul 51.2 la autorități publice, nu? Da. La grup, constituirea grup sanitar, gimnaziu, școala gimnazială, său corpul vechi. Au fost alocați, s-au propus 150.000 și am zis să rămână 50.000. Având în vedere că doamna Florina ne spune că corpul vechi s-ar putea să... Da. A scăzut numărul de copii. Adică ne-am luat o părere fiecare și am zis dacă... Noi am văzut în planul de școlarizare care a fost aprobat ceva ședințe în urmă, că numărul de copii al școlii este în scădere. Și este foarte posibil ca activitatea să se restrângă în corpul celălalt al școlii. Și atunci am zis... Nu se merită o investiție de o așa valoare. Da. Investiția trebuie să fie mai micuț, să fie utilă pe perioada cât vor fi elevi acolo și... Așa, o să ne raportăm să facem o... Facem un grup... Da, da, da. O să trei cabine, una proprie. Una fiecare, una băieță, una proprie. Da, asta ne-am propus și am lăsat 50.000. Am lăsat 50.000, am zis să-l facem de banii ăștia. Și vom vedea ce se mai întâmplă. Dacă depășești, o nouă rectificare poate acoperi. Achiziționare complex comercial. Nu, și terenul dispus. Am introdus terenul. Da, și diferența care am luat-o de 100.000, am zis să remediem terenul de sport. Că nu știu, de 100.000 ce s-o de la școală, tot de la vorbim tot de același punct. Da, tot în curtea școlii. Tot în curtea școlii. Deci 50.000 o să-i am distribuit altfel. Și 100.000 să vedem ce se poate face din terenul ăla, că vorbea, cum se cea și domnul Țuțu, că curge șapa din pichinetul de aici la... Lista de investiții. Aici am tăiat, la 150 și am băgat 100.000 de puteri. După aia, la achiziționare complex comercial pentru care, domnul vice, vreți să prezentați dumneavoastră că doar ați fost aici. Păi, atunci dacă nu știți ce... Ce vreau să tăiți? După asta mai facem încă o ședință. Achiziționare complex comercial. Erau alocați 200.000. Și am propus 350.000, 150.000 fiind luați de la achiziționare club, ce vorbeam mai înainte cu doamna. Și am zis, acolo erau 500.000. Oricum nu știm dacă suma este așa, oricum avem nevoie de hotărâri. Noi am păstrat 50.000, ne-am consultat și cu ceilalți, ca să rămână în lista de investiții. Și după aia trebuie o rectificare de buget și trebuie bani alocați pentru el. În primul rând să vedem că trece în Consiliul Local ca proiect de hotărâri să se facă, că dacă îi lăsăm 500.000, stăm cu banii blocați și nu știm, poate demarăm asta numai în toamnă să termină și nici banii nu poți să lucri cu ei că i-ai prins acolo pe lista de investiții. Și am zis să adoptăm o hotărâre, să vedem că trece și după aia trecem la următorii pași și o să facem ședință, să alocăm suma de bani care e necesară, vedem de unde îi luăm și cum îi luăm, cum a zis și domnul primar. Sunt sigur că deja suntem în luna a patra, cred că ajungem la noua rectificare din vară și o să vedem ce bani stabilim, negociem, facem comisii. Să hotărăște, să înțelege, să ia, nu să hotărăște, să schimbăm acazul, ce mare. De asta am considerat ca să nu blocăm banii la achiziționare. I-am distribuit. La dotări nu am mai luat. Avem la capitolul 61.2 la... Achiziționarea autospecială mașină de pompieri. Având în vedere, știm cu toți că ne-a cerut Iisus să avem și să ne dotăm și să nu luăm foc aici, că și nouă ne trebuie una mai mică. De la 150.000 am mai pus 50.000. Dar cu siguranță 200.000 nu știu ce mașină de pompieri vom lua. Una ai cu ce pleca? Da. Mașină secă. Mașină secă. Aveam kilometri, avem formații de pompieri. S-ar putea să nu o luăm. Dacă la verificările și toți se discută, da, având Comăneștiu, cât aduni 4 ieri de pompieri, mai degrabă vin pompieri, coboară pe țavă. Da. Și atunci s-ar putea, nu ne mai oblige în prima fază și putem manevra, da. Se pui în altă parte. La amenajare parcuri, Bartea, Strajă, Ciobănușa, Sălunca, la parcuri se referă la loc de joacă pentru copii, că am discutat că nu există niciunul. Și erau alocați în prima fază 100.000, din ce am tăiat de la club am mai pus 150.000 și avem 250.000. Pentru că trebuie să stabilim atunci. Ori facem câte un pic de cărpeală la fiecare ca să beneficieze toată lumea și Ciobănuș și Strajă și toată lumea, ori ne hotărâm și ne axăm pe unul sau două și o ducem la capăt să arate a ceva frumos. Dar asta e o discuție care vine atunci. De asta zic, hai să nu intrăm în ea că ajungem nu știu unde. Noi am făcut un calcul cu cineva, cu domn Vici și cât ies? 1 miliard? Nu, e și 500, dar sunt propunerea 500 de milioane pentru noi discutăm acum ce am modificat în buget. După aceea o să discutăm ce facem cu ei sau nu facem.
La realizare canalului stație Purare și extindere rețea era vorba pentru studiul de gravitate, erau 70.000, am vrut să punem ceva, dar au zis domnul Cristi, care la urbanism, când ne ajunge și de ajuns și cu vârșul de sat, la lucrări de construcție, de construcția infrastructurii de prevenire și protecție împotriva, la capitolul 84, la Părâul Vânțu, în comuna Său, Sat Lung, județul Bacău. Au fost 35.000 și am zis să mai adăugăm 35.000 rămâni pentru el. La același capitol de investiții de unde am tăiat, am mai adăugat 50.000 și am zis la podul la Barnă. Ce a zis doamna Bran la ședința trecută ieri, alaltă ieri când a fost. Noi am făcut adresă când vine. Dacă... Și le-am și dat și din nou și la serviciu. Păi nu știți că nu o să vină. Da, dar trebuie să vină. Dar trebuie să vină. Păi, dar trebuie să vină, băi, am făcut și la prefect. Capitolul de amenajare al viitorului, atunci punctul pot bani. Pot bani, da. Și am pus ceva de lucrări de domnul. La prevenirea și potriva inundațiilor la Părâul Vânțu, acolo am. Să te exige cofinanțare, prețul fondului europene. Dar la Părâul Vânțu le ajunge. Nu, rămas 35. Pentru că suma asta... Părâul Vânțu a rămas 35. Da, suma asta e socotită în funcție de suma care e alocată la GAL, ca să nu de nou, nici mai mult, nici mai. Deci aici ajung. La partea mea, înțeles, am plus 50.000, vedem acolo ce se poate, cine o să lucreze acolo. Și ne-a rămas un excedent bugetar din 50.000. Da. Și ca să se înțeleagă, deci noi până acum n-am vorbit de bugetul efectiv al Comunei Asău pe 2007. Am vorbit de excedentul bugetar care vine, da. Care s-a agonisit administrația primăriei în 2015-2016. Da? Și l-am avut, în, cum am spus, 2335, pe ăștia i-am împărțit. Ca să se înțeleagă că vrem multe și o să vedeți că unde am pus 150.000 n-o să ajungă, dacă o să fie, unde am pus 50.000 la autospecială, poate ne rămân toți, sau dacă ne oblig într-adevăr să luăm, n-o să avem de unde, că nu poți cu 2 miliarde să cumperi o mașină. Dacă nu avem alte... O mașină pompier, nu am nouă nici lucruri, cred că 200.000 de euro. Dacă nu avem unde plasa cei 50.000 de la excedent, putem să-i adăugăm, ori la pompieri, ori la... Noi vorbim numai de asta, noi avem 8 obiective cerute, solicitate la PNDR, interdezvoltări. Și nu avem niciun ban alocat. Ba da, aveam la testi tot. Dar s-ar putea să vii unul, două. Și atunci, iar ne jonglăm. Să rămână așa și noi să trecem acolo unde va fi necesar. Nu știu, am mai cea mai modificat. Cea mai mare. La partea de... Acum asta cu secțiunea. La mea nu-i facut. La secțiunea de funcționarii. La funcționarii, da, să spun. Da, dar nu se depune la... Nu se aprobă, se vie o... Adică da, trece la aprobare. La aprobare, spre aprobare ceea ce ai prezentat. Stai un pic, tot în buget. Da, bine. Votăm separat lista de investiții? Și-au propus doamna secretară. Capitele separat și după aceea total buget. Sigur. Bun, atunci supun la... Trebuie votată pe fiecare. Haideți, spuneți ce probleme mai sunt pe... La investiții. Nu, nu, nu. Am zis să votăm lista de investiții. Eu aș fi dorit și pentru centrul comunei. Vedeți cum arată, nu? Avem o plasă de scândură de lemn, o plasă de buzeu, una de fier forjat. Domnul, îți poate spune de unde, din care capitol? 50.000 care a rămas. Da, dar aici nu se merge când e investiție, aia faci reparați curent dacă vrei și părculetul ăsta să-l faci. Trebuie să-l amenajăm, uitați cum arată. Asta e mai bine de treaba asta. Contabilul zis, domnule, intre la reparații curente. Trebuie să-l reparații curente. Stai. Dar vreau să-l prevenim. Dați un pic să știu în ideea. Eu vreau să întreb, aveți o idee despre ce vreți să-i facem la centrul ăsta? Cum să nu uitați un copac e mai mare? Da, nu, pus în ceva. Da, domnule, vrem tui, vrem paveli în fața așa, vrem restaurat. Dar are 5 hectare foarte vizită. Nu, din banii care îți dă întreținere la drumul. Nu, dar nu e în regulă. Dar de ce nu stabilim un buget? În buget să fie prins atunci exact punctul ăsta. Ne referim la o... Cum zice domnul primar, 20 de metri pătrați. Atunci în amenajare de parc, care avem ăștia 20 de vii, centrul ăsta, Atunci hai să ne înțelegem. Atunci ce faci? Excedentul bugetar care ne ziceam că e o imensitate, care nu a rămas după ce am făcut varză ăștia, varză, așa i-am putut distribui, au rămas 50.000 excedent bugetar, nu? Îi adăugăm la... La centrele. La parcuri, la unde am pus-o. La parcuri. Așa. Și de parcat o să vedeți voi cum îi împărțiți și ce faceți. Bine, că aici la parc mai punem unde avem. Și atunci îi adăugăm la... Era 250. Da, avem 250, da. Vedeți cum arată centrul comunii, nu? Este adevărat.
Trebuie să facem și trotuarele astea. Deci câți faceți 50.000 de ce? Avem la amenajare barca, stajă... 250 plus 50, da? 300. Și rămâne pentru amenajare parcă. Și din ei să facem... Eu cred că ar trebui... Nu cred că mai sunt la... Bun. Ba ceva pe ăsta, ce mai vrea? Nu se vreau, trebuie să supunem la votă. Dar întâi vedeți dacă mai aveți ceva de... Agățat. Nu treabă. Ei, nu sunt discuții, atunci îmi supun la vot. Cine este pentru? Cred că toată lumea. Sunt abțineri, împotrivă, cineva? Nu, înseamnă că majoritatea a votat pentru. Da. Trecem la... La secțiunea de funcționare, ce înseamnă cheltuielile administrative, întreținere, reparații, cheltuieli de personal. Luăm pe capitolul 51, administrație publică. Avem total capitolul 2348.000 lei, din care... Cheltuieli personal 1142, bunuri și servicii 296. Aici bunuri și servicii înseamnă toate cheltuielile, luminate, încălziri, rechiziții, contracte de, cu xerox-ul, cu calculatoarele și astea. Telefoane, timbri, rechiziții, birou. Noi avem voi idei de falcat fiecare. Domnule, în medie îmi trebuie cam atâta pentru... Pentru anul care a fost, cât am cheltuit, doar mai cresc prețurile astea. Deci, acolo cât avem la capitolul ăsta? Avem 296, bun, 296. 296, aici e pe tot anul. 300.000. Cam așa am mers, mediu. 300.000, dar numai o paranteză aici, dacă se poate, nu vreau să vorbesc numai eu, dar întreb, că am fost implicat în discuția cu iluminatul public. Anul ăsta, cât ai cheltuială la... Când ajungem la iluminatul public, Atunci mergem mai departe, dacă vreau să întreb ceva. Da, atunci la iluminatul. Nu, sau poate faci obiectul și la asta? Nu, aici iluminatul înseamnă numai în cinta. Da, am înțeles. La asta intră... Da. Bine, dar nu e obligatoriu ca aștia să cheltuie în legătură. Cât vine factura, tot ai factura. Mai puțin ciuc. La capitolul 56 avem protecția copilului. Avem copii în instituționalizate. Centri, avem 88.000, dar asta nu vine de la Consiliul Cățean, prinde în buget suma de care avem instituționalizat. Copii, adulți, e capitolul 56. Capitolul 61. Aici înseamnă poliție locală și situații din urgență. Avem total capitolul 462, din care personalul 246, bunuri și servicii 66, tot la fel. Este mașina, carburantul de fiantă, mașina asigurării și nu știu ce. După aia la protecție civilă avem furturi, ce mai achiziționăm și trebuie pe linie de protecția civilă, toate situațiile. În caz dacă sunt, știu, intervenții cu echipa... Stați un pic, a spus 400 și la ordine zic, dar acolo este la mine 312. E centralizat și cu 100 linii de la pompieri, de 850. La mașina de pompieri? Da, e total centralizat. E capitolul 61 de care e poliție locală și... Detalia personalul cu un serviciu, după aceea detalia la protecția civilă, care e cu cheltuieli materiale, anumite care cumpără motorii în benzină pentru pompa electro-pompa care pleacă, în caz de urgență sau dacă e ceva. Sau dacă echipa care pleacă în, știu, la stingere de incendiu sau intervenție, are vreo 30 de euro Cheltuieli personal cu un codie în situația când v-au angajat un bibliotecar la Biblioteca Comunală, am 27.000 am făcut din noi, când se va angaja, am dat 1.000 de salariu, 2.000 de lei, servicii la fel. Vedeți, numai un pic, știu că patinarii e neapărat treabă cu asta.
Ați spus pentru că poate putem angaja un om. Da, da, sigur, să avem un fond de bugetul comunii Iasău, la fel ca toate bugetele, sunt adaptate după necesități, la posibilitatea, da? De asta vă spun, că vedeți, ca să ținem cont pe viitor, că n-am știut atunci cum să mă explic, dacă mai avea și ceilalți care sunt vacanți, 18 oameni, să s-ar adapta, pentru că ei ne-au stabilit că... Nu, nu i-am stabilit. Legea spune maxim. Dar ai votat de ei, domnul maxim. Nu i-am votat de ei, legea spune maxim. Și noi am ales cât am vrut și iar revin la idee că 7 la poliția locală, 5 la bibliotecă, 7 pe drum și 30 comături. Stați un pic. Legea ne dă voie. Stați un pic. De ce ați trecut 44? Și nu vrei să asculți niciodată. Ascultă. Păi dacă am făcut-o noi, de ce ați trecut 44? Păi care 44? 44 de prostul. Asta prevede. Cine prevede? Pentru că când s-a stabilit statul ăsta de funcții, să zicea cu 2-3 ani în urmă, pleacă 7 de Consiliul Local. Și mai cine? De nimeni. Pentru că legea prevede maximul de la ața salariat. S-ar putea între 7 și 10 mii, mi se pare că e exact aceeași schemă. Păi ăla cu 10 mii poate să aibă tot cărbire și eu cu 7 mii. Doar cu el? Haideți să înțeleg. Adică dumneavoastră, dacă spuneți că Consiliul Județean nu ar bugeta dacă în aparatul de funcționare a primarului ar mai exista încă 4 posturi. Om la mediu care să răspundă, om la nu știu ce. Păi la mediu nu s-ar bugeta. De ori i-am scos. Le scoatem. Și dacă este, avem 3-4, de unii de la noi. Mai avem trebuie. De unii de la noi. Pentru un post, 2-3, să le scoatem. Bun. Nu. Legea prevede până la... Și acolo fiecare își legrează tirul și chiar dă pe categorii până la 3.000 de locuitori, între 3 și 5.000, între 5 și 7.000, între 7 și 10.000. Noi suntem în temeiul legii. Păi în temeiul legii, dar eu nu sunt obligat să le ocup toate. Păi nu, domn primar, dar dacă le-am avea și am creat locuri de muncă, Consiliul Județean ne-ar bugeta. Nu se știe. Nu se știe. Am încercat să zic că, domnule, vă tai. Dar ce să fac cu atâția oameni aici, domnule? De exemplu, la domnul... O să ajunge la un subiect. Dânsul și cu protecția civilă și cu PSI-ul. Ce ar fi să mai punem unul cu PSI-ul și dumneavoastră? La altele, ziceți în continuare. Când am întrebat cine se ocupă de cultură, a zis că nu, era vorba. Dar n-am director de cămin, că nu se ocupă de cultură. Când am întrebat cine se ocupă de mediu? La cultură, dar lăsați, băi, dacă întrebi, așteaptă să răspund. La cultură, singurul ar fi care să se ocupe bibliotecarul sub îndrumarea vicelui sau a mea, amândoi. Dar în rest, noi nu avem cămin cultural, că nu poți să pui în stat, că unii... Dar nu pentru cămin cultural. Dar lăsați... Păi nu, domnule, dar nu pentru asta. Când v-am întrebat în vară, anul trecut, când cine se ocupă de evenimentele din comună, vis-a-vis de ansamblul și care au fost... Nu are cine, că noi nu avem cămin cultural, observați cum se pune problema. Și nu se ocupă nimeni. Și nu se ocupă nimeni, decât primarul și cu viceprimarul. Și dacă ar fi și bibliotecar, dar nu pot să-l angajez, să-l plătesc, fără să aibă că fișele alea vin controlate de curtea de conturi, vede câți cititori ai avut, câți volumii ți-au ieșit. O să vedem, în timp o să vedeți cât important vă contrazice. Hai, nu mă ziceți să mă contrazic, dar la cultură cine vrei să... Pentru că era cineva ofensat la un moment dat, de când citește poliția locală contoarele. De exemplu, era cineva întrebat cine se ocupă de mediul comunal său. Nimeni. Poliția locală citește contoarele de apă. Nu, dar bineînțeles că îl soțește pe soția. Asiste la ceva. Nu-i citește. Bun, așa s-a spus. Aici e normal. Hai să mergem. Gata. Mai vrei să ne mergem. Avem de discutat, domnul primar. Eu nu mi-am propus să lămuresc prima dată. Dar nici eu nu te-am propus. Niciodată. Dar eu pe cine să întreb? Mă duc să întreb. Dar dă-mă noi să spun atunci. Îi spui de 8 ani. Ce vrei să chem 45, dar mai spui cu 8, dacă te doare. Și ce vreți acum? Să am 44 dinși, au ce face, n-au ce dai face. Că domnul până, la urmă, eu sunt ordonatorul de credit, eu îmi fac treaba. Și noi votăm buget. Păi da, dacă vreți, dacă nu, nu-l votați. Păi dacă asta e legea, vrei, că dacă să avem numai pe unii, are și... Haideți să mergem, ce au rămas, da? Da, tot la cultură, la curte avem 70.000 pentru biserici. Da. Și 70.000 pentru bunul servici. Aici intră la bunul servici, intră pentru dansul ăsta, asociația care au fost anul trecut. Ca la noi. După aia date strămoșești, 50 de ani de căsătorie. Și aici o zi domnul Nicodim, aveam la proiect ameliorat de spălătate să ne cere de la fier ca să prindem în 5 ani
Noi am pus 10.000 de lei. Întreținere la stadion. Eu am venit cu propunerea ca în viitor să avem în vedere să facem, mă rog, o grupă de copii. Să o înscriem într-o chestie republicană, să înființăm o echipă de fotbal. Și atunci am zis 5.000 să fie la... La întreținerea stadionului și 5.000 să-i propunem, exact, așa, o sumă, da, să fie în bunuri serice. Eu aș zice că ar merge să înființăm, că avem stadion, ar merge să înființăm și o echipă de fotbal dacă putem. Deci, tot, de aici, tot de aici, de la cultii, putem și culturile, putem să stimulăm și copiii, evidențiat, păi da, la aici avem, cum s-au organizat anul trecut și cam 2-3 ani, eu am zis, nu erați aici, ăla de la ONES. Da, cum sunt, să premiem cu ceva acești copii. La capitolul 69 la fel, asistenta socială, care e bani bătuți în cuie, mi-o dat, pune de asistent socială, nu avem ce comunica, că e... La capitolul 70, aici la alimentare cu apă și... Aici avem total capitol 70, e prins și investiția, dar să luăm numai de la SF. Avem 680 de lei, din care cheltuieli de personal 74 sunt băieții de la apă, bunuri și servicii 660,30. Și aici o să avem așa, pentru alimentare cu apă. Deci avem doar plata facturilor la apă, pe care o plătim la Maser, care e vinic, noi în basen de la populație, da, deci, da. Și mici mai sunt avarii cu soane, ba, mai sparge, acolo de cheltuieli materiale. După aceea, la iluminat, la iluminat. Stai numai un pic să nu trecem. Am uitat și o să vedeți că ne izbim de o hotărâre adoptată de noi. Cred că e domn Bobeică, dacă nu cumva, cine are nevoie de bani pentru diferite activități culturale, culti și culturale, să își depună până la întocmirea bugetului, știți că am votat așa ceva? Da, propus de domn Bobeică, să își depună până la întocmirea bugetului ceea ce vor, ce bani au nevoie și ce îi propun să facă de banii aia. Și nu a venit nimeni. Noi am adoptat și stați un pic, noi discutăm de... Că după aia nu mai pot. Organizarea unor societăți comerciale? Nu, cine? De exemplu, cum este breu bisericii. Așa, dar el ce spune, spunea, de ceea ce se întâmplă mai departe. Deci s-a depus la ansamblu nu-i putem băga la... Și să acopere cu bugetul. Așa, dar nu văd nici până la aprobarea bugetului. Că până la urmă, că zice că sunt nevoie mașină din părță. Că unii nu te-a pus. Suminezi, dacă dai o la vară, tu vine că faci iulie, că faci ca la noi, și le dați 10.000 de lei. Da, după aprobarea bugetului. Eu spun, ții tiparale în limpoață, așa la ceva. Dar mai avem depus. Avem depus. Bisericile au depus. Ansamblu ca la nume. Domnul Codim, acum ne spune domnul contabil despre iluminatul public. Da, la iluminatul public avem plata iluminatului public, care a ajuns în jur de 100.000, 9.000, 9.000, 9.000. Păi și contractul care e făcut cu... Contractul e 274, nu? Da, nu, e total. Total. Pentru ce e iluminat? Pentru leduri? Da, 100.000. Avem pentru leduri 100.000 plus cumpărăm leduri. Alte servicii. Alte servicii. E un miliard de ani. După aia bunul și servicii. E un contract. Nu e un miliard de ani. Dar să reclete cu capul. Să reclete cu capul. Sigur. Factorul de care trebuie să... Deci, capul este cumpărat. Acum sperați să fie la jumătate cheltuielile. Asta că am făcut pe locul. Da, dar câte viecuri am schimbat noi? Că cel puțin 150 de viecuri. Băi, și înainte cât au fost? De comisar. Nu, ca și consum. Ca și consum. La factură la jumătate. Deci un raport de consum a de ce factura. Cele mai scumpi, dar cele erau 150.000. Da, dar durata de viață asta de 50.000 de ori la un viecuri. Și celălalt a fost de ori. Vedem cum o să iasă durata. Hai să mă avem la proiectul Torent de la Părăuciun. Că la terminul final fie făcut. Am prins 6.000. Acum capitolul 64 înseamnă protecția mediului. Este gunoiul pe care
Îl încasăm de acumulații, vor durile și 96 bani. Așa că... 260.000 de lei. Aici, băi, am atâta, e plătim. Cât încasăm, plătim. Deci, cum se arăză ce? Aici nu avem. De ce? Păi bunul și servici, carburant, lubrifiant, alpe, întreținere, funcționare. Cât zână, cât? 5.600.000. 564.000, bunul și servici. Aici înseamnă cheltuielile de sală, 721 total capitol, din care... Păi da, dar 506.000 astea... Da, pentru că intre și întreținere din drumul, pentru ele toate... Așa spune, am zis, din volumele 5.600.000. Hai stați-o numai un pic, că ni s-au reproșat și chiar între noi, am zis. Nu se poate de face de falcat, domnule, motorina efectiv e atât. Păi da, este carburant capul 79,8. Că noi trebuie să ne facem o copie după buget și trimis, domnule, am pus la capitolul ăsta că avem bunuri, deci așa ne cere a firmei. Deci asta este buget. Sărăvița, da. Bun, puțin asta e. Am trecut din lista investiției și am aprobat-o. Ca să facem ceva de acolo. Da, da, hai să o prinde. O lăsăm acolo. Nu avem pentru rectificare. Și la o altă rectificare, da. Eu zic să ne lucrăm mult și vedem cum se va. Poate iar mai ușoară. Pentru că dacă faci o societate, la altă, s-o lua banii cu dorță. Spuneți ce aveți de mult. Eu am susținut ideea cu camionul. Cu tractorul nu putem da cu spatele pe o uliță, nu putem intra. Camionul am zis. Dacă anul ăsta terminăm cu părăul de la luncă, la anul să ce accesăm prin gal, să luăm un camion de 7,5 tone. Din altă parte, că îi pui la mașină. Cu tractor nu mai cum. Dacă se renunță la mașină pompier, se poate trece la camion. Da, deci dacă vrea. Ce le cu altă. Păi stai așa, pe o mașină de aia e 100 și ceva de mii de euro. Mai scumpă mașina cu un pietar. Da, 200, da. Și cât ajunge o pascură de asta? Uitați-vă, toate orașele are secă. Auziți, până una alta,
10.000, 15.000. Dar cum am făcut lista de investiții? Așa cum plănuiesc. Nu se poate de parcurs când le stabilim și facem din toate structurile. Haideți să vedem pe SF-ul ce mai avem de științific cu batații. Mai sunt discuții pe asta cu spune. Aici nu spui. Tractorul e greu. La secțiunea de greu, ne-am făcut treaba. Înseamnă că supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Nu? Deci nu mai era de unul. Altceva. Altceva e vorba de Cala Noi, ansamblul ăsta vrea să organizeze o serbare, nu știu cum se cheamă. Balul de Paști. O manifestație. Cum? Balul de Paști. Balul de Paști sau nu știu ce, în care să vină favoritul, să filmeze. Ce mai zice aici Ionela? Vine exclusiv TV. Trei. Ce ne? Nu, acum de să păi dacă mai altă televiziune. Poate să vină și dumneavoastră. Nu, se pe cât îți discut, facem din fiecare zi. Noi suntem. Stați ușor, stați ușor, că acum și gândiți surpriza. Solicită, eu de ce scut asta? Discut că e în pripă, nu mai văd când s-o faci. Solicită pe treaba asta 100 de milioane. Eu știam că e 71 sau 75, aici apare sub. Cererea de finanțare așa. Sau facem ca la român, cere mult, dar sunt ideea puțin. Și de asta, nu știu cum să fac ceea de... Și dacă îi dăm 100 de milioane acum, cu ce mai acoperim bugetul la cultură? Atât au trecut acțiunea aceasta. Aprilie, mai. Dar copiei, arde, hai. Și ghidul despre care vorbeam, trebuia cumva depus acum, fiecare ansamblu. E depus acum, dar... Dar le-am spus de atâtea ori să vină să depună. Pentru că știți de ce ei vin în octombrie, nu în octombrie, vin în luna 8-a să facă o anumită acțiune, da? Noi în luna 8-a de unde știm că mai avem bani, că poate i-am scrie cultură, recreere și culte. Eu i-am spus lui doamna, pe s-au dus banii. I-am spus lui ăsta, lui militarul, lui Oana, doamne veniți, trei rânduri. Poate n-au nevoie, de ce ți-i fost? Da. Ansamblul de pe apa său? Nu. Nu, domnule, dar am anunțat personal, cererea pentru finanțare, nu era cursabilă, la primărie, exact așa se numește. Mi-a spus să vină să completeze, nu a venit eu. Dar nu avem voie de bani. Nu o să ai nevoie, nu mai avem nevoie. Adică și eu particip, aș fi aiurea și nu vreau să mă împotrivez la asta, dar sună că deja mi se reproșează ca o afacere. Fiecare își plătește meniu, e un eveniment frumos care și la sumă cineva, și cineva a comentat că, bă, dar faceți numai să vă cânti vouă la masă, pe când vara bun vii, dansezi în câmp deschis. Dar nu la toți cetățenii comuni. La toți cetățenii comuni. Și atunci se justifică. Că eu știu unde să ajungi cu discuția asta. Păi da, te râzi, dar în cademie că-s președinte, e faci de acum jumătate din ședință, o faci tu președinte. Da. Eu m-am spus. De asta eu le-am spus să vină. Eu ne-am auzit. Eu de asta am și discutat-o în cadrul Consiliului. Că normal, ca ordonator de credite, pot să nu discut. Eu mă încadrez în cifrele de plan, dar nu se poate. Sunt niște treburi care sunt ale noastre, la toți. Și de asta am vrut să stăm de vorbă. Să găsești o soluție sau cum e bine, nu se găsește... Pentru că știți ce se întâmplă? Deci dorește că noi n-am auzit restul de aici, să ziceți... Haideți să vă spun, n-ai fost atent. Nu, dar am fost atent, dar n-ați zis. Nu, dar cred că ar trebui citită toată cererea lor, ca să vedem... Toată cererea, dar cum? Filmarea și difuzarea, eu bănuiesc că filmează aici, difuzează când îi vine rândul. Da, citiți-le tot. Ca să știți noi ce-i vorba, pe de asta e, na. Primăria Său, vă înaintat alăturat programul pentru finanțare nerambursabilă în domeniul culturii, filmarea și, e numai prețul, filmarea și difuzarea evenimentului cultural, închinat sau balul de Paști al Săuanilor 2017, trei exemplare. Scrisoare de intenții, cerere aici... Păi bine, și asta e numai pentru serbarea de Paști, dar dacă o să vrea la bani pe stadion... Scrisoare de intenții... Și trebuie să vedem în buget acum. Să duce tot omul... Asta, așa, ce cere? Nu cere nimic, cere 100 de milioane. Ce cere nimic? Mie întâi mi-au zis 71, după aia au dat telefon 75, acum a văzut... Așa, urmarea anunțului de participare privind organizarea lecției publice a proiectelor, nu știu care treacă, așa, Asociația Culturală Ca la Noi, cu sediul în Asău, prin Roșu Camelea, președinte, ne exprimăm interesul de a participa la calitate de solicitant cu proiectul filmare și difuzare eveniment cultural, balul de Paști al Săuanilor, la procedura de selecție organizată pe cultură, ștampilaș semnat cererea, tot la fel, Asociația Culturală Ca la Noi,
ONG, se promovează comuna, filmare eveniment cultural, balul Asăuanilor, se promovează cultura, promovează comuna Asău la nivel național și internațional. Așa. Mai sunt aici formulari de cerere de finanțare. Nu Stai că zice aici ceva. Organizarea spectacolului umanitar în folosul Arhiepiscopului Roman și Bacău la așezământul de bătrâni. A, dă exemplu. Toți invitați sunt. Haideți să vă explic despre ce vorba. Ai fost, nu Costel, dacă vreți, dacă nu, dacă vreți să vă spun despre ce vorba. Așa. Că din partea aia altă s-a editat, mai este un ansamblu. Aici e un bal organizat cineva care oricum e foarte multă muncă. Balul Asăuanilor, am înțeles. E invitat. Probabil că suntem și noi invitați. Adică eu știu sigur că sunt invitat. Nu știu dacă... Nu-i balul ăsta. E balul ăla care dau bani. Păi oameni, da, domnul, am înțeles la ceea ce a citit domnul primar, scrie balul Asăuanilor. Domnul Nicodim, nu se poate numi balul Asăuanilor, balul Asăuanilor, atâta timp cât tu te așa cheamă, domnule, așa i-au pus numele. Fraților, dacă eu știu ce... Păi Costele, așa, mai departe, explică. Și ei, ca să fac tot evenimentul ăsta, strâng o sumă de bani care nu-i mare neapărat, numai să ajute ca să creeze evenimentul ăsta. Ce mănânci, ce bei, ce se întâmplă acolo, da? Și ca să poată să promoveze, au nevoie să filmeze și o televiziune îți ia bani, nu se întâmplă doar. Organizarea și realizarea unor filmări. Și aia, ca să poată acoperi, să poată acoperi și filmările și toate, ci, așa, au nevoie de o sumă de bani. Discuția se pune în felul următor. Celălalt ansamblu a făcut un eveniment identic și zice că nu a cerut bani. Le-ai dat un ban? Nu, dar e asta. Ei, o sărit în sus ca aș. Și se promovează ideea că dacă noi dăm banii ăștia, dăm ca să ne cânti nouă, care vom fi prezenți acolo, vorbesc că și tu vei fi sau care vor fi. Trebuie să explicăm, asta întrebam eu, câți invitați sunt și cei invitați își vor plăti masa și dansul. 150 de... Să fie reprezentativitatea la nivel de comună. Nu știu dacă neapărat să le pui la tine. Prin grei, consilier, primar, cetățeni ai comuni. Ce faci și cu ceilalți? Masa este plătită. O să spui și asta, 150 de lei sau cât e de persoană. De persoană, sigur. Deci nu este făcut la nivel de comuna Zău, comuna plătește filmare, masa invitației. Organizarea filmării evenimentului cultural asta, e intitulat balul de Paști al Asăuanilor, descriere, filmarea va începe la ora... Filmarea va începe la ora 20-30 și va urma o regie stabilită de echipa de proiect sub îndrumarea colectivă, coregraful desemnat și se va finaliza la ora, care se va finaliza la ora 1, de la 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 4 ore și jumate, noaptea, cu o cameră fixă și o cameră mobilă și o macara. Managerul de proiect și coregraful desemnat la sfârșitul acestei activități va rezulta un material brut, filmat de 4 ore și 30 de minute, cu atmosfera acestui bal tradițional, punându-se în valoare atât soliștii cât și formația și mai ales participanții la bal îmbrăcați în costume naționale cu frunza stejarului, motiv consacrat de Asău. Activitatea 4. Difuzarea la o televiziune cu acoperire națională a evenimentului cultural intitulat Balul de Paști. Descrierea, difuzarea se va face la o oră de seară, în weekend, când audierea este maximă și va dura, 3 ore. Astfel se va proceda la atenta selectare a selecția cadrelor filmate la eveniment, îmbinarea lor profesională a acțiunii de mare precizie și profesionalism. Managerul de proiect, iar la sfârșitul acestei activități va rezulta o emisiune de 3 ore, cu 4 ore jumate, activități de evaluare și raportare finală despre finalizare. Stai să ne îmbară în capitolii, calendarul activităților. Rezultatele... Să înțelege că ce se face, ce se poate face la un asemenea eveniment. Da. Să bea, să mănâncă unii pe alții, să dansează, să zice... Da. Dar acum vrea să spună doamna Florina ceva. Eu vreau să spun că am fost contactată de asociația aceasta, în calitate de consilier mi s-au adresat și am fost invitată să particip la eveniment și am înțeles că ei chiar vor invita toate persoanele care fac parte de consiliul local. Eu le-am făcut să vină într-o ședință ca să... Am înțeles că promovarea se face prin intermediul televiziunii.
De ce pentru asta solicită bănuții aceștia? Căci vor fi și alții artiști invitați care trebuie plătiți. Deci banii nu vor fi doar pentru televiziune, vor fi și pentru invitați. Noi, asăoanii, gospodari care participăm la bal, trebuie să plătim acea sumă, așa, dar este pentru consumația noastră personală, pentru că o să ni se servească mâncare acolo, o meniu, așa, care trebuie plătită și aceea. Deci eu înțeleg perfect că solicită banii ăștia pentru promovare, că până la urmă pe televizor va apărea comuna a său. Nu voi apărea, nu voi apărea doar eu voi apărea doar nu-i comun, în cadru. Florina, ăsta e un eveniment organizat. Comuna ar fi trebuit să fie inițiat din primării, comuna a său, din Consiliul Local plus primării. Da, ei o să vorbească acolo. Atunci e comuna a său. Păi tocmai de asta încercăm să ajutăm pe alte cetățenii comunei a său. Nu înțeleg. Nu, fiți asociați. Au zis, stați un pic ca să lămurim, numai un pic, cred că vorbim degeaba. Nu știu dacă e treaba noastră a Consiliului Local, poți să decizi singur. Poți să decizi singur. Noastră că vrea știe, nu, că vrea niște parale. Dar poți să decizi singur. Dar de ce nu? Dar numai trebuie să știți, domnul trebuie să aprobați. Domnul primar decide dacă le dă sau nu le dă. Și atunci... Și mâine când va face asta, Marianu se depășește de cine sunt la Consiliul Local să aprobă. Dar nu poți, da, Iurea, dacă iau dreptul în documentație. Este pregătită o comisie de evaluare. Auziți, stați un pic. Ați spus comisia de evaluare acum câteva zile. De care făceam parte. Se va face programul ăla de activitate, se va pune pe site, se va deschide, se va face cererea de deschidere de... Stați liniștită și se termină balul. Da, că la un moment dat se zicea să se vireze banii direct televiziunii favorit. Adică se facă un contract, nu știu ce e factură. Stai, asta vedem. Da, dar ei când o lasă de aici, nu știu ce n-a zis, doamna Florina. Se pune problema celorlalți care n-au solicitat bani. Mie nu mi se pare corect, odată ce oamenii ăștia au avut inițiativă și au solicitat, deci nu știu de ce să mă gândesc la ceilalți că n-au solicitat. Ei n-au motivat și este o discuție, zice că ei au făcut-o fix. Păi nu, dar ea zice că numai filmarea era 75. Nu știu, eu n-am discut stai să spun, s-o plecat la ideea și o să vedem, o să vezi, o să fim în comisii și o să analizăm treaba asta. Eu nu mi-aș pune problema celorlalți că ei n-au solicitat. Se pune problema că de asta beneficiază cineva. Păi dacă n-au solicitat până acum, n-ați auzit, există o adevărată procedură. Atunci la primului venit, primul serviciu. Nu, dar ei au fost invitați. Ei au fost primii. Domnul viceprimar i-a invitat să se solicite. Cei n-au fost primii. Da. Și nu solicitat. Pentru că se cer în vară, adică ar trebui să întrebăm. Aici vine o televiziune națională, aici vine o televiziune națională, promovează comuna său, până la urmă. E altceva. Numai un pic să ne înțelegem. Ei au nevoie pentru promovarea comunei a său și pentru sărbătoare la care participă gratis toată comuna, cine vrea să participe, în vară, la evenimentul lor. Sau poate mă înșel și nu-l mai fac, atunci trebuie să știm și noi. De asta spune ghidul ăsta, cine anume are nevoie de bani, că dacă îi dăm ăștia și îți vine iar în august, zici și tu nu mai ai bani să-i dai. O zic, domnule, dar fac un eveniment pentru întreaga comună gratis, la care să participe, toată lumea să danseze și să cânte și să joace. Că nu te-am întrebat și acum dacă avem solicitare și pentru... Nu este și pentru atunci, dar cu siguranță se vine, că evenimentul fac. Dar atunci înaintează și ceri. Spune, vor și în vară sau îi vor acum și dă-le drumul. Și atunci să facem după ghid. Păi dacă vrem să aplicăm pașii din ghid, o să constituim comisia respectivă. Da, doamnă, dar atâta îi constituim ca cum aici. Termină Paștele. Nu, ar fi 3 săptămâni. Comisia este. Ar fi 3 săptămâni. E foarte bine. Comisia o să informeze. Dacă evenimentul merită... Domnul Tăzgălanu, spuneți-ne, e că e în regulă că, până la urmă... Dar comisia de ce informat? Păi nu. Nu, la comisie n-am discutat. Nu discutați despre asta? Nu comisia pe domeniu. O comisie care discută selecția asta, nu? Da. Comisia s-a făcut. Da, comisia economică a spus că domnul Vici... Doamna Florina. Doamna Florina, eu deci trei în comisia asta. Și din aparatul de funcționare de specialitate a primarului. Dar vă întreb ceva, ce să analizăm acolo? Păi cererea dumneavoastră. Oportunitatea? Care e avantajul comunei a său? Că la televizor. E în regulă și lumea zice că nicând de nou la masă. Ca să, nu zic că nu ne ducem niciunii și să luăm. Eu așa să mă duc. Acțiunea. Dacă mi-a zis
Dacă plătiți, o să plătiți acolo și așa că facem. Stați un pic să ne înțelegem, eu am plătit 300 de lei, am plătit și dumneavoastră și care a fost o plătit. Dacă plătim ca tuturor. Mătușa aia care e necăjetă de pe vale, de pe munte, cu ce e vinovată aia sau cu ce se cineva care petrece de... Dar deja se discută și se vrește să se intrigă lumea, Florina, înțelegi de ce? Pentru că noi mergem, plătim, ca și cum am merge la o nuntă, eu cu tine și restul lumii, da? Și acolo vine niște lăutari pe care noi i-am plătit din banii statului. Și atunci... Nu sunt lăutari cu banii, și cu... Da, și o parte din artiști, și o parte din artiști, cum asta s-a acoperit. Și atunci apare o chestie... Dar promovarea se întâmplă vara... Promovarea se poate face la... în stadion pentru toată comuna, acolo exact. Poți să participi. Nu poți într-un cadru privat unde mănânci la sezon, să zici că e pentru comună. Pentru că în cap, nu se duc. Au plătit domnul Văzureanu, au plătit, nu da bani. Tu ai invitat privată? Bună, dar lucrurile sunt bătute în cuie, evenimentul ăsta oricum se întâmplă, nu știu de ce. Uitați că scrie aici desfășurat, zice, închiriere echipamente de sunet, 1000 de lei. Cazare și masă la, cred că la operator, 300 de lei, caimule, 300 de lei, echipamente, 700 de lei, servicii, filmare și difuzare TV, 7200 de lei, și mai e publicitate în 2000 de lei. Exact, și-și alege omul care organizează o petrecere, aia vrea să-i cânte, poate vrea să o aducă pe Madonna. Despre asta e vorba. Fiecare când constituie, când face o petrecere de genul ăsta, o face, nu? Adică trebuie să... oricum domn primar, ca ordonator, hai să vă dă sau nu le faci. Dacă e prin ghir, dacă e prin ghir și prin consiliul... Cel mai bine ar fi să vă spuneți părerea ca și așa. Să cerem o aprobare în Consiliul Local. Da. Părere? Că suntem eu gândesc că ceva trebuie făcut, că face popularitatea comunii noastre, că altă, da? Activitatea să cu... petrece în comună? Da. Petrece în comună, da? Dar cu inconvenientul care spune domnul Marian, te dai și banii, dai și banii și ieși... Dar ieși fărat, te poate întreba și curtea de conturi, zice, păi bun, v-ați spus, cât ați plătit, care e avantajul comunii? Băi, am fost dat la televizor, domnule, dar cine ai făcut o sărbătoare muntenească să te dea la televizor? Cum s-au făcut și altea și cum ești acoperit să dai la vară 2000 de lei, 200 de milioane, 300 de milioane, sau cât poți să dai? Atunci se justifică. Dar tu când îți cântă la ureche sau te filmează să te vezi tu frumos și... Mai sunt gospodari în comună, dar care nu, poate nu au bani să dea la evenimentul ăla. Și tu ce părere? Eu mă abțin. Nu, eu, pentru că am plătit și particip la acel eveniment, mă abțin ca să dau cu o mână, mă duc și dansez și mănânc și cu o mână plătesc din banii... Păi da, domnule, și cine îți mai cântă dacă e plătit? Păi nu știu, eu ce să zic, e treaba mea, cel care a organizat știi. Hai să ne oprim, că discutăm până de seara chestia asta. Bun. Atunci o să punem la vot? Nu avem ce să punem la vot, deci am discutat degeaba. Nu avem ce să punem la vot. Trebuie să urmezi ghidul. Comisia... Dacă vei da posibilitatea de a vot. Nu, consiliul sau la vot, asta e fără. Reprezintă deja comisie. Bă, dați-mă informat, te-ai informat și vezi curiozitatea. Deci ea trebuie să vă și le-a primează bani. Ce-i vorba? Zice că cei din comisii analizează. Corect. În același timp și economistul și nu știu cine în aparatul de specialitate. Toată lumea trebuie să zică da. Că eu am zis, bun, noi cei din comisie zicem că dăm bani, că e în regulă, da? Dar de unde știm noi că e legal sau nu, dacă nu vine specialistul să ne spună? Absolut, corect. Dar el a venit pe justificare. Dom'le, dar nu el e specialistul. Să o analizeze comisia, nu consiliu. Da, să o analizeze comisia și așa. Atunci o să vedem. Am încheiat subiectul ăsta. Atunci am încheiat subiectul ăsta. O să analizăm ce a făcut. Da, deliberează comisia. Ce discutam? Avem ce să pune la vot? Mai este un proiect. Dar ăsta a fost un proiect? Am discutat despre ceva? Nu, a fost la discuție liberă. Privind inventarul domnului Ia. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei privind însușirea modificărilor inventarului comunului. Pui de inventarul. Propune anexa 1 se modifică conform așa. Ce? Prinzând completările în domeniul public al comunii Iasău, inventarul domeniului public. Fără obosului, care dacă nu e amostru, nu putem face, da. E intabulat, deja treaba e făcută. Pe teren neproductiv, fără obosului, vorba de drum, e separat, părâi, separat drumul, două drumuri, și două drumuri, acolo, așa, teren neproductiv.
Pârâu Bânțu, DG, Pârâu Bânțu, iar la Petrului Aurel, Voi de Ștefan, Pârâu Bânțu, pe tot Pârâu Bânțu. Da, partea dinspre Crețu și dinspre Pârâu Bânțu. Și iar Pârâu Bânțu, da, tot, până la Aurel. Da, cele două din... Da, sunteți de acord. Hai, Pârâu ăsta, cine, cine, cine-i Petru? Împotriva, abține, nu sunt, nu? Diverse, voi sau diverse? La probleme diverse. Stați un pic, stați un pic să aprobăm. Domnul Traicu vrea să retragă din ședință. Să respectați. Nu e cea la care vorbește în roșu. Dar sunt probleme diverse. Eu ce să vă zic? Așa e extraordinar. Mai faci diverse, mai extraordinar. La probleme diverse. Dar ce a zis omul? Nu sunt. Nu sunt probleme diverse. Atunci declarăm ședința închisă. Sănătate și drumuri bune. Dar ședința o spune așa.